Jandarmeria a dat peste 100 de amenzi în urma protestului care a avut loc în capitală în urmă cu 3 zile. Atunci, peste 2000 de oameni au scandat împotriva introducerii certificatului COVID și au luat cu asalt Parlamentul. Doi protestatari au fost reținuți pentru 24 de ore, dar între timp s-a decis plasarea lor sub control judiciar. Protestul care a paralizat capitala nu a rămas fără sancțiuni. Azi a început să curgă cu amenzi, iar reprezentanții Jandarmeriei București spun că nu se vor opri aici. Încearcă să identifice cât mai mulți protestatari. Jandarmeria Capitalei a aplicat un număr total de 117 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 198.000 de lei, pentru participarea la adunare publică nedeclarată, pentru tulburarea ordinii publice și pentru nerespectarea măsurilor de protecție sanitară în context pandemic. În urma protestului, doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, iar apoi magistrații au decis să-i placeze sub control judiciar. Aseară, pe Bulevardul Libertății din capitală, jandarmii bucureșteni au depistat o persoană de sex masculin bănuită că ar fi fost implicată în comiterea de fapte antisociale la Palatul Parlamentului, asupra lui găsindu-se o mască contra gazelor de tip militar, un briceag multifuncțional, mai multe seringi sigilate și o stație de emisie-recepție. Bărbatul în vârstă de 52 de ani a distrus 4 mașini, iar proprietarii autovehiculelor au depus plângere. Celălalt protestatar reținut în vârstă de 23 de ani este suspect că ar fi forțat poarta Senatului. Aproape 2000 de oameni au protestat ieri în fața Palatului Parlamentului, fiind nemulțumiți de introducerea certificatului verde și restricțiile impuse în contextul pandemiei.